Bună dimineața tuturor! Veți fi surprins de ideile care vă vin astăzi. Berbec începe să nu-ți mai pese de cum ești perceput de către cei din jur. Ai atât de multă energie astăzi încât simți că poți muta munții din loc. Petreceți după amiază alături de copii. Taur, probabil că nu ai vreun motiv serios pentru a te grăbi așa cum o faci acum. Pe deasupra, faci mai rău dacă îți imaginezi că altora nu le pasă de munca ta. Astăzi trebuie să ai răbdare. Gemeni, oportunități apar în calea ta, însă nu le vei observa dacă vei continua să rămâi cu capul în nori. În același timp, ai parte de o zi excelentă pentru a repara eventualele greșeli comise față de cei apropiați. Rac, o zi în care nu ți este recomandat să mergi la cumpărături, există tendința de a cheltui fără limită lucruri de care nu ai neapărat nevoie. În schimb, ai putea să te ocupi de ceea ce ai lăsat neterminat. Leu, ești o persoană deschisă, poți fi citit de oricine, un motiv în plus pentru a-ți petrece ziua alături de prietenii dragi, de cei care te încurajează. Carismatic fiind, astăzi câștigi simpatia tuturor. Fecioară, indicat este să vorbești calm, să ai un zâmbet pe chip indiferent cu cine vorbești. Este o zi în care vorba dulce mult aduce. Cu toate acestea, nu uita să fii sincer. Balanță, îți dorești să-i faci pe toți fericiți, prieteni, amici, persoane pe care abia le-ai întâlnit, cu toții beneficiază de atenția ta. Cu toate acestea, este de preferat să te concentrezi asupra propriei persoane. Scorpion, vei fi uimit de cât de repede se vor rezolva lucrurile astăzi în condițiile în care nu ți este frică să înaintezi în necunoscut. În același timp, exprimă-ți sentimentele liber. Săgetător, ești mai distrat decât oricând, mintea și sufletul îți zburdă către tărâmuri de vis. Deși abia aștept să pleci în vacanță, pregătește-ți călătoria cu pași mărunți în liniște. Capricorn, nu uita că ești un om simplu și nu poți îndeplini mai multe sarcini în același timp. Astăzi este o zi în care nu îți permiți să treci de la o muncă la alta, cu atât mai puțin să îi superi pe cei din jur. Vărsător, este nevoie de flexibilitate pentru a te adapta activităților de astăzi. Mai receptiv decât de obicei la nevoile altora, poți descoperi cu ușurință cum să-i ajuți pe semeni. Pește, schimbări neașteptate, dar plăcute se vor întâmpla astăzi, în special în ceea ce privește anturajul și copiii tăi. Nu te grăbi să le spui tuturor ce anume au de făcut. Lasă lucrurile să vină de la sine. Atât pentru moment, să aveți un început de săptămână excelent. Mulțumim tare mult!